Ideal ar fi ca părinții să-și lase copiii să învețe să se ajute singuri. Părinții care își neglijează copiii sau cei care sunt prea implicați, realizează opusul. Copiii lor dezvoltă adesea o neajutorare învățată și, prin urmare, cred că nu-și pot controla viața sau schimba mediul. Neajutorarea învățată a fost descoperită pentru prima dată de doi cercetători, care au condiționat câini să îndure șocuri electrice. Martin Seligman și Stephen F. Meyer au realizat experimentul cu trei grupuri de câini. Câinii din primul grup au fost închiși și obligați să aștepte un anumit timp înainte să fie liberați. Acești câini erau ceea ce se numește grupul de control. Al doilea grup a fost cel închis și a primit șocuri electrice de jos. Când apăsau pe un buton, șocurile se opreau. Au învățat că pot opri durerea. Al treilea grup de câini a fost expus șocurilor, dar nu avea nicio modalitate de a le opri. După condiționare, toate cele trei grupuri au fost plasate într-o cutie care provoacă șocuri pe o parte, dar nu și pe cealaltă. Primul și al doilea grup de câini au învățat rapid să evite șocurile, sărind peste zidul ce separa cele două părți ale cutiei. Al treilea grup de câini nu a făcut niciun efort de a evita șocurile. Dezvoltaseră o așteptare cognitivă că nu pot evita durerea. Seligman și Meyer au atribuit acest lucru neajutorării învățate. Copiii pot fi de asemenea afectați, așa cum atestă această poveste exagerat simplificată. Aceasta este povestea lui Andrei. În timp ce alți copii aveau voie să alerge, acest băiețel drăguț era pus într-un premergător, astfel încât să nu se rănească. Așa că, încă de mic, Andrei a învățat că lumea este un loc periculos. În rarele cazuri când tatăl său era acasă, acesta îi spunea să fie mai tare și să devină un băiat puternic. Dar fără un model de urmat, lui Andrei lipsea motivația să se ridice la așteptările tatălui său. A început să se simtă inferior. În timp, acest sentiment s-a amplificat. Ori de câte ori apărea o problemă, mama sa sărea în ajutor. Andrei a început să internalizeze credința că nu se putea ajuta singur când se lovea de provocări. De fiecare dată când trebuia să ia o decizie importantă, îi cerea sfaturi mamei. În adâncul său simțea resentiment pentru că nu îl lasă să devină mai independent. Care sunt gândurile voastre? Cum putem să-i ajutăm pe cei care nu reușesc să vadă calea de ieșire din viața lor toxică? Cum îi putem ajuta să se ajute singuri? Împărtășiți-ne gândurile și propria experiență cu neajutorarea învățată în comentariile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.